Acestan, Monaco, Stockholm, Birmingham, Zurich și Bruxelles, ultimele două fiind finalele acestei ediții. Începem cu proba de 400 de metri garduri femei. Denisa Rosolova din Cehia, campioana europeană de sală la 400 de metri plat în 2011 și vicecampioană europeană la 400 de metri garduri în 2012. Pe culoarul 2, Ristanana Tracy, semifinalista mondialelor de anul trecut, are 21 de ani, atleta din Jamaica. Culoarul al treilea ocupat de Hanna Titimeț din Ucraina, vicecampioană europeană de tineret în 2011, campioană mondială universitară anul trecut. Calice Spencer, a patra la Jocurile Olimpice de la Londra, de două ori a patra la campionatele mondiale în 2009 și în 2011, acum este liderul clasamentului mondial și deține recordul Diamond League. Jamaicanca este pe culoarul 4 pe 5, Tiffany Williams, locul 5 în finala campionatelor mondiale din 2009. Culoarul 6 pentru Ailidi Child, vicecampioană europeană de sală la 400 de metri în 2013, reprezintă Marea Britanie. Culoarul 7 pentru Jorgan Molin din Statele Unite, Yassi Delislei Pedroso din Italia, fostă cubaneză. Culoarul 8 și culoarul 9, Chevon Stoddart, 31 de ani, reprezentanta Jamaicăi. Cel mai bun rezultat din acest an, Calice Spencer, 54 de secunde, 29 de sutim. Jamaicanca a fost înregistrată cu această performanță la Eugene. Ea acum aleargă pe culoarul 4. A împlinit acum exact o lună, 27 de ani. Calice Spencer, o văd și pe Tiffany Williams pe culoarul 5, iar Ailidi Child din Marea Britanie aleargă pe culoarul 6. Jorgan Molin este cea care a căzut la ieșirea de pe turnanta de la Eugene, acum încearcă să termine pe poziția a doua. Victorie din nou pentru Calice Spencer, campioana mondială de junioare din 2006, care în acest an, în proba de sală de 400 de metri, s-a clasat a doua la mondialele de la Sopot, Polonia. Calice Spencer câștigă cu 53 de secunde, 98 de sutim, este cel mai bun rezultat mondial din acest sezon. Pentru prima dată se coboară sub 54 de secunde, iar rezultatul ajustat este 53-97. Locul al doilea pentru sportiva de pe culoarul 7, Jorgan Molin din Statele Unite, care a fost a cincea în finala olimpică de la Londra în urmă cu 2 ani, iar pe poziția a treia, Ailidi Child din Marea Britanie, clasată a cincea în finala de la Moscova a campionatelor lumii. Victorie clară a sportivei din Jamaica. Spencer câștigă cu 53 de secunde, 97 de sutim, cel mai bun rezultat mondial din acest an. Ea se impusese și la Edicoia din Bahrain, o mare surpriză. Molin, de această dată precaută, nu a mai atins gardurile și a evitat o accidentare asemănătoare celei de la Eugene. Se clasează acum a doua, fiind învinsă de Calice Spencer, cea care coboară sub 54 de secunde, recordul meetingului 50.